Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează-ne, Părinte! Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har și cu sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fiți binecuvântați. Va defila azi, în onoarea aniversării a 104 de ani de la realizarea Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie peste vechi, 9 aprilie peste nou, anul 1918. Elevii de gimnaziu și de liceu, degași puternei gărzii de onoarea Curții Domnești din Piatra, constituită printr-un proiect comunitar al Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț, în parteneriat cu Primăria Piatra Neamț și Consiliul Local Piatra Neamț, cu sprijinul Complexului Muzeal Neamț și al Bisericii Sfântului Ioan Domnesc și cu înalta binecuvântare a Mitropolitului Moldovei, omagează astfel lupta adusă de înaintașii noștri pentru păstrarea ființei statale a neamului românesc și pentru unire. Suntem onorați să fim aici de ceremonie la un asemenea eveniment, Matei Petru Istimia și... ...loc încărcat de istorie în curtea domnească a Pietrei, vecheați de Biserica Sfântului Ioan Domnesc, la umbra turnului lui Ștefan cel Mare, clopotnița Bisericii Domnești în casa domnească a Măriei sale, pe ruinele căreia s-a construit în 1892 liceul de băieți Petru Rareș, pe strada care i-a ocrutit pașii de fugar a lui Petru Rareș, refugiat în Transilvania, la sfârșitul primei sale domnii, în 1538. Considerată de Nicolae Iorga un precursor al lui Mihai Viteazul, și în capătul ei se găsesc atât casa doamnei Elena Puza, cât și cea a inginerului Bacalu, a cărui familie a îngrijit-o în anii grei ai bătrâneții. Din curtea primului spital al județului privește spre trecători bustul doamnei Elena Puza, iar fosta școală de băieți numărul 1, Lascăr Catargiu, azi muzeul de artă, ne amintește atât de membrul locotenenței domnești, care a contribuit la aducerea lui Carol I pe tronul României, dar și de faptul că atât liceul de băieți Petru Rareș, cât și școala Lascăr Catargiu au fost în anii grei a războiului de întregire națională a României, spitale ale Crucii Roșii. Să ne amintim așadar evenimentele care au avut loc acum 104 ani, când România se află într-un moment extrem de dificil al istoriei sale, având două treimi din interiorul țării ocupat de inamic, familia regală, guvernul, parlamentul, o parte armată și numeroși civili fiind refugiați la Iași. Pericolul venea și din partea de atunci rus, a cărui armată era în dezorganizare, ca urmare a Revoluției din februarie 1917, dar unde propaganda bolșevică avea din ce în ce mai multe adepți. După declanșarea Revoluției Bolșevice în noiembrie 1917, Vladimir Ilich Lenin a dat celebrele decrete privind pacea, privind pământul și drepturile naționalităților. Astfel, la 2 decembrie 1917, spatul țării de la Chișinău